Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E din ce în ce mai greu să găsești mâncare, cu adevărat. Încălzirea globală pare să schimbe foarte multe lucruri. Iată, un restaurant din Israel a organizat o degustare de carne de pui obținută în laborator. Și clienții pot vedea procesul de producție în timp ce mănâncă. Înseamnă că e un proces plăcut. Pot vedea cum crește puiul sau nu înțeleg? Asta mă întreb. Restaurantul e un pui mic când te apuci de mâncat, e un pui mic. Știu, mă, nene. Piu. Cred că e de fapt se dă la cornet. Da. Deci restaurantul se numește The Chicken. A, nu m-aș fi gândit. Adică puiul. Puiule. Ca să înțelegi. Așa. Pentru că trebuie să spui, în principiu, afară-i vopsi gardul. Dar nu merge, adică când vezi, acolo, în mod sigur, sunt, e un laborator, sunt niște instalații, ceva, văd tuburi de inox, robinete, manete. Trebuie să știi, să scrie puiul, adică nu e instalație de epurare sau ceva. Pui, aici pui. E fabrică de pui. Da. Se dau burgeri acolo și zice așa... Din direct... start greșit, adică... Păi ce vrei să-ți dea, mă, copan? Burgerul de pui e o... nu e ce trebuie. Păi tu înțelegi că e carne crescută în laborator, ce crezi că-ți crește? Adică oamenii... aripioare? Omenirea continuă lanțul greșelilor. E și asta rând... o întrebare. Ce fac ei din puiul ăla? Păi n-auzi, mă, carne la cornet. Păi voi vă dați seama că acum realizez cum ne degradăm? Da. Deci burgerul care a fost făcut din vită. Da. Când s-a făcut el prima oară. Acum se face din mazărul. Și după aia, da, a ajuns să fie făcut din pui. Hai bine, am înțeles-o. Pe urmă s-a început să fie vegetal. Da. Din ce s-o face el, nu știu. Acum am început să-l facem și în laborator, măcar dacă îl făceam un laborator de vită. Da, știi? Adică de ce te duci deja la varianta greșită de burger? Da, denorocirea va fi când se va ajunge să facă mici din pui. Ma, aia cred că... Acolo se închide. Atunci gata. Mă retrag eu. Da, denorocirea va fi când vor ajunge să facă micii vegani în laborator. De pui. Adică și mazărea o să facă în laborator. Da, da, asta da, este problema. Da, dar din ce? Bă, e opțiunea, într-adevăr, să faci, dacă tot... ai făcut un laborator de crescut carne artificială. Da. Fătată Wagyu. Asta măcar așa. E mai complicat. Da, bun, sigur că e mai complicat, da. Adică ai făcut tocmai laboratorul și faci burger din pui? Ce Dumnezeului, serios. Vă spun, da. Mazăre artificială, asta este următorul pas. Da, da, da. Este pentru prima dată în lume când se poate gusta carne cultivată în laborator, observând în același timp procesul de producție, a declarat entuziasmat Ido Savier, directorul companiei Supermeat. Super. Oare de ce ți-ai dori să vezi? De curiozitate. Eu aș vrea, n-ai vrea să vezi? Ba da, dar nu să și mănânc și n-aș fi entuziasmat. Aș avea o curiozitate profesională, de jurnalist. Da. Hai să vedem cum se face. Te duce cu pix și hârtie, nu cu furculiță. Da. Deci fiți atenți. De ce nu facem? Adică ar trebui să facem poate în felul ăsta mai mult. Hai să facem pe același principiu un restaurant numit simplu Parizer. Te-ai duce să vezi cum se face Parizerul și să mănânci după aia? Am auzit că nu prea e plăcut. Am văzut niște filmări. Da. Parizerul nici acum nu e, da. Da, și nu. Ce, crezi că puiul ăsta e altfel? Păi nu, e fix la fel, dar zic, Parizerul are tehnologia dinainte, adică... Îmi imaginez. Așa. E un fel de maia accelerată. De cumva, știi? Nu. Adică, nu, că e ceva ca o... un... ceva care crește, o ciupercă sau ceva, dar repede, că bănuiesc că ea, dacă se uită acolo, nu văd un ghiveci cu pui. Da, care problema la Luca e... acționare. Un buchet. Exact. Problema la Luca e că s-ar putea să crească mai mult decât poate el să mănânce. Și atunci... Da, uite și așa, dacă continuă să crească în tine. Da. Ce zic, mănânci un burger și până te simți ca și cum ai fi mâncat tot meniul... Noi ne simțim adesea așa. Da, în laborator, fiți atenți descrierea. În laborator, celulele extrase din nouă de pui fertilizate sunt cultivate în bioreactoare și hrănite cu lichide de origine vegetală bogate în proteine, grăsimi, zahăr, minerale și vitamine. Datorită acestor lichide nutritive, celulele se dezvoltă la fel ca în corpul animalului și devin țesut muscular și grăsime. Sau crembuști. Păi ăsta e Matrix, da, trebuia să dai, uite, acum aș fi dat din coloana sonoră de la Matrix. Vreți să spun eu? Ia vezi, Dragula, ai... Da, deci... ceva, Marilyn Manson, nu știu, suntem un Matrix total. Da, este... e fabulos. Da. Altfel. Bun, deci dacă tragi de o manetă, iese pui, dacă tragi de altă manetă, probabil că iese vanilină. A fost delicios, a declarat Gilly Camphy, care s-a descris drept carnivoră. Mă rog, nu. Așa carnivoră. Nu da. Știe ce înseamnă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.